Salutare, sunt Cristi Miculescu, sunt din Montan, suntem în Kathmandu, în Nepal. Și zona asta se numește Tamel. Este zona turistică a orașului. Este un pic mai dezvoltată, un pic mai... cu mai multe magazine și o zonă mai bună a orașului. E interesant că aseară, la ora asta, eram... de-abia plecasem din București cu avionul. Am oprit în Istanbul, după care am luat mai departe și la 11:30 am ajuns în Kathmandu. Încă din avion, în zona Nepalului, am luat prima impresie, am văzut munții. Vreau zic că e o senzație uimitoare, foarte, foarte, foarte impunători, foarte frumoși și e o senzație wow. În momentul în care îi vezi prin geamul avionului. Tot din avion am văzut și prima dată orașul Kathmandu. Un mix de culoare, un mix de sărăcie, aș zice, și blocuri sau hoteluri luxoase. Cam așa arată străzile. Totuși, în momentul în care am ieșit din aeroport, am avut de completat niște... de făcut actele pentru viză și încă ceva acte. Ne așteptam vreo 2 ore de stat în aeroport, am ieșit foarte repede, pot să spun. După probabil o oră, terminasem toate actele de făcut. Și a fost ok. Acolo ne-am... Salut, salut! Acolo ne-am întâmpinat... ghizii noștri și oamenii de la agenție, au toate agențiile prezente care așteptau să-și preia turiștii, majoritatea sunt europeni sau cel puțin la ora la care am ajuns noi, avioanele erau multe dintre ele cu europeni. Sunt super ok oamenii, super profesioniști, super calzi, primitori. Și e o plăcere să-i întâlnești. Am fost și la o seară tradițională unde am mâncat mâncăruri tradiționale, am văzut dansuri tradiționale. Urmează ca mâine să avem ședința tehnică și să ne pregătim bagajele pentru expediția care urmează să înceapă cu zborul către Lukla și de acolo mai departe către Everest Base Camp. Și vârful olimpic, 6200 aproape. Tot de la șerpași, erau șerpașii care ieri puseseră corzile pe Amadablan și urmează să plece într-o expediție pe Everest. Este o onoare să lucrăm cu ei. Probabil cu băieții și cu echipa de Everest ne vom întâlni undeva mai sus. Poate o să stăm un pic și de vorbă cu ei. Cam asta este atmosfera la ora asta, este 9:15. Sunt cu 2 ore și 45 în plus față de ora noastră. Cam atât din Kathmandu. Ne vedem tot timpul spre vârf.